președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky din Parlamentul României a fost așadar anulat. Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a precizat însă că Parlamentul României nu are nicio legătură cu decizia de anulare a discursului președintelui ucrainean. Este președintele unui stat aflat în conflict în urma invaziei Rusiei împotriva Ucrainei. Programul domniei sale este unul care se schimbă de la clipă la clipă. O să aflăm și motivul de abia am primit comunicarea că nu va ajunge la plen. Am mari dubii că președintele Zelensky, președintele unui stat care este în conflict de 2 ani de zile cu Rusia, deci cu Putin, se poate speria de șoșoacă sau alți extremiști. Are legătură Parlamentul României cu decizia domnului Zelensky de a nu participa la ședința de plen.